Fetele au intrat în ședință, erau și mamele de față, în privința organizării, cum vor spăla băile, care cum se împartă și așa mai departe. Și să-mi fie cu iertare, dar tot timpul am simțit săgeți aruncate către Diana. O întreabă hatice pe Diana. Diana, te-ai te spălat astăzi pe capta Și ți-a adunat părul? Și Diana a spus, uite, cred că am uitat. Uite, vedeți? Diana nu și adună părul. Ceva la mult ăsta. Mâine cineva face curățenie în baie. Nu vroia nimeni să facă în baie pentru că trebuie să spele și dușurile și așa mai departe. Și cumva s-a ajuns tot hatice și cu Denisa au propus să facă Diana și cu Sabrina. Pentru că ele nu au făcut și să facă ele curățenie în baie. La fel discuție și pe tema aceasta, da, da, vedeți că în baie trebuie să ștergeți oglinzile și mari, și ramele acelea de la oglinzi, să fie curățenie generală în baie, nu mai faceți cum ați făcut până acum. Și Sabrina a zis, păi noi am făcut și am vrut să ștergem și oglinzele, dar ne-a trimis producătoarea la culcare. Și Hatice a spus, spus lasă ne frate că și pe noi ne-a trimis la culcare, dar a doua zi ne-am trezit și am făcut și motru pe aici prin casă. În discuția aceasta, problemele din casa Mireasa sunt Diana și Sabrina, prin prisma a ce spunea Hatice și Denisa. Simona avea o problemă cu Carmina. În rest, toate sunt, nu știu, harnicele Pământului.